Hai, salutare de domani și de domane! Cf! Apropo, da subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Și follow pe Insta să moară, ținte minte. Nu cred că am fost nici primul și nici ultimul copil care era să fie călcat de o mașină. Adică știm cu toții cât de idioți sunt unii șoferi. După faza aia de ne plimbam cu tramvaiul de care v-am mai spus, trebuia să venim pe jos înapoi. Și bineînțeles că ne grăbeam să ajungem să ne mai plimbăm o dată. Și ce știam eu? Că atunci când e roșu nu treci și când e verde treci. Simplu. Stau la semafor, se face verde și dau repede să fug. Când un prost sau o proastă vine din stânga cum ar veni pe verde intermitent. Bineînțeles că ar fi trebuit să oprească. Dar eu știi ce am simțit în momentul ăla? O mână pe spatele meu care m-a tras așa în sus și înapoi și mașina a trecut pe la vârful picioarelor mele. M-a tras un om care stătea și el la semafor. Mă uitam la el, nici nu știam ce să zic. Și îmi zice el, măi băiete, asigură-te și tu că na, e verde, dar uite câți idioți de ăștia sunt. În capul meu știi ce era, nu? Ai de pula mea, dacă mă călca acum mașina, afla mama că mă plimb cu tramvaiul. Bine că nu m-a călcat. Adică mie nu mi-era că mă calcă mașina, îmi era că mă bate mama că mă plimb cu tramvaiul. Altă fază care se putea sfârși nașpa e când am căzut în micuțul nostru lac din minunatul nostru orășel. Scăpasem ceva printre pietrele alea de lângă lac, așa că m-am urcat pe ele să încerc să iau ce scăpasem, când bam, am alunecat și am căzut în apă. Acum nu știu dacă m-aș fi necat. E posibil ca apa să fie puțin sărată și să nu te duci la fund ca bolovanul. Totuși mă țineam de pietrele alea și cu ajutorul unui prieten m-am ridicat. Sincer, nici nu vreau să știu ce se putea întâmpla mai rău de atât. Știți momentul ăla când simțiți că a trecut ceva nașpa rău? Ceva ce se putea termina de 10 ori mai rău și reacția ta e... Ei bine, cam așa a fost cu întâmplarea asta. Când eram copii și nu aveam ce să facem, mergeam la blocurile turn și ne urcam și coboram cu liftul. Vă dați seama ce plăcere este plin cu liftul sus-jos, sus-jos. Și cum luam noi blocurile la rând, la unul s-a luat curentul. Ce dracu se întâmplase că am rămas blocați în lift, între etaje, fără lumină. Nu-ți vedeai nici mâna să mor eu. Și am stat și am așteptat. La un moment dat intrasem în panică. Bă, și deodată cade liftul în gol așa 20-30 cm. Mamă, ne-am căcat pe noi. Urlam, țipam. Ajutor! Bă, și mai cade odată. Deja eram în genunchi. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Când deodată se aprinde becul. Am deschis ușa, tot între etaje eram, doar că de data asta în partea de sus se vedea holul de la un etaj. Bă, hai să ieșim pe aici repede. Și asta am și făcut. Huh! Bucuroși că am scăpat, am plecat dracu din blocul ăla și nici nu ne-am mai jucat cu liftul de atunci. Și după câțiva ani stăteam eu și mă gândeam așa. Bă, vă dați seama dacă se pornea liftul când eu eram între lift și etaj și mă chinuiam să ies? Nu mai exista acum de la lumea lui Dedo. Toate ce vor urma sunt practic situații cu care s-au confruntat mulți dintre noi. Mai ales când eram copii. Nu era neapărat să pățesc ceva foarte grav. Dar cine știe cum și în ce fel o situație banală se putea transforma în ceva nașpa. Eu la 8 ani cu un copil mergeam pe un trotuar cu două sucuri de alea la un leu cu paiul în mână. Făceam concurs care poate să bea într-una în timp ce merge cât repede poate uitându-se în sus. Ce credeți că a urmat? O deconexiune cu cei din jur. De dragul jocului am acceptat provocarea și mergând eu așa într-una, deodată piciorul stâng se duce în gol. Cad și mă prind de marginile canalului. Bine că nu eram pe mijloc și am căzut doar așa într-o parte. Tu-s provocarea mătii. La cât de mic e un copil de 8 ani, ăla cădea acolo de zici că ar fi căzut din avion. Copii, nu faceți provocări că puteți să ajungeți pe fundul canalelor. Altă situație a fost când deși nu am căzut eu undeva, ceva a căzut aproape de mine. Să nu mergeți prea des pe lângă blocuri cu balcoane pline de ghivece. Tu vă ghivecele aia puse fără siguranță la etajul 2 sau 3 pe marginea blocului. Mergi tu ca omul cu căștile în urechi, îți vezi de viața ta, te duci la alimentară să-ți iei parizer cu pâine ca tătămul și bam, dita mai ghiveciu cade în fața ta. Vă dați seama? Bine, nu, era un ghiveci mic, cam de 2-3 kg, dar îți dai seama, un ghiveci de 2 kg, căzut, accelerat cu forță gravitațională de 9,8, înseamnă ceva. Și încă o dată vă zic să nu stați foarte aproape de clădiri sau structuri în construcție, iar dacă o să o faceți, e să vă uitați să nu fie ceva târna la vrăjeală deasupra. La fel, trecând pe lângă o clădire în construcții, la 2-3 metri, în spatele meu, buf, cade o cărămidă. Și dacă la ghiveciul ăla poate mai aveam o șansă ceva, la cărămida asta nu prea știu ce să zic. De când am păzit fazele astea, tot încerc să mă asigur de fiecare dată când trec pe sub vreun balcon sau pe lângă ceva care se construiește. Apropo de chestii periculoase care pot să scadă în cap, aveți grijă iarna la surțuri ăia, jigoși. Deci ca să treci din viața asta în siguranță și liniște, trebuie mereu să te asiguri și să fii prezent și să nu băgați drogul zombie. Pup!